Târgujenii care iubesc handbalul vor avea parte de 3 zile în care vor vedea sportul lor favorit acasă. Echipa de handbal Energia Pandurii va organiza un turneu amical de handbal la Târgu Jiu în perioada cuprinsă între 15 și 17 ianuarie. La această competiție vor mai lua parte Potaisa Turda, ocupanta locului 2, și Poli Timișoara, care se află pe locul 8 în campionat, având 12 puncte în cont. După aceste meciuri, elevii lui Andrieș vor avea primul meci oficial din acest an pe data de 26 ianuarie în compania formației HC Baia Mare, pe teren propriu. Moldovenii mai au multe de spus în campionat, iar handbaliștii gorjeni trebuie să continue seria rezultatelor favorabile pentru a-și facilita poziția de play-off.